întrebări. Da, președintele Claus Iohannis i-a salutat pe cei de acolo. Vom vedea dacă va face declarații, deoarece sunt și jurnaliștii care vor încerca să obțină, evident, răspunsuri de la șeful statului. Ce era așa o victimă? Nu ne-am supărat absolut deloc. Fiecare român are dreptul la opinia lui și cred că în ansamblu lucrurile merg și aici pentru Iași din ce în ce mai bine. Cum sunt discrepanțele dintre Moldova și restul țării și fosta, cum ați spune, regimul istoric de țara română? Este foarte, foarte trist că Moldova a rămas puțin în urmă și din acest motiv am venit împreună cu prim-ministru și cu mulți membri din guvern să arătăm solidaritatea și preocuparea noastră și vom rezolva o mare parte din problemele Moldovei. Cum comentați manifestul lui Ștefan Mandachi de la Suceava, cel care a construit un metru de autostradă, astăzi a chemat pe români să se alăture. Este un protest interesant și e bine că se atrage atenția asupra nevoii de autostrăzi și noi vrem acel... Ușor. Da. 3 săptămâni de la investirea guvernului Orban, care e cel mai performant ministru? Vă doresc la mulți ani tuturor și numai bine! Da. Președintele Claus Iohannis, domnilor și domnilor, salută ieșenii. Înainte de a călători spre Sibiu, alături de soția acestuia, Carmen Iohannis, și-a luat rămas bun și de la primarul Mihai Chirică. Prima doamnă, doamnelor și domnilor, îmbrăcată astăzi într-un palton alb și ochelari roz. Așadar, doamnelor și domnilor,